Inspectoratul pentru situații de urgență Bucovina al județului Suceava a fost alertat sâmbătă dimineață în jurul orei 7 despre izbucnirea unui incendiu la o garsonieră de la parterul unui bloc de pe strada Privighetorii din cartierul Burdujeni al municipiului Suceava. Pompierii militari au intervenit cu două autospeciale de stingere, o autoscară mecanică și o ambulanță SMURD. Proprietarul a fost găsit în afara locuinței și prezenta arsuri ușoare, iar de la etajele superioare, pompierii militari au evacuat două femei și doi copii. Au ars obiecte de mobilier, materiale textile și alte bunuri din bucătăria garsonierei. Din cauza temperaturii degajate în urma incendiului s-a produs deteriorarea izolației peretelui blocului și a unor geamuri exterioare. Două femei cu atac de panică au primit îngrijiri din partea personalului medical SMURD. Din primele cercetări, se pare că incendiul a izbucnit din cauza unui scurt circuit la instalația electrică a locuinței.